Decizia Consiliului Județean Giurgiu, adoptată marți 9 august, privind preluarea zonei libere de la municipalitate, a aprins spiritele pe scena politică giurgiuveană. Primarul Nicolae Barbu a reacționat imediat, a declarat că este vorba de o decizie dictată de interese politice. Chiar dacă se spune că nu vom face politică în administrație, că nu vom politiza, ne dăm demisiile de nu știu ce posturi, dar haideți să... Vă spun anumite lucruri, că totdeauna când am avut discuția cu Maria Mina, ai sună la partid. Păi stai, bă, că discut cu tine, că ești președintele Consiliului. Nu, sună la partid. Și am lăsat-o așa. O să intru la partea finală aceasta, am vrut să o spun, dar o să intru exact cu asta închei. Și acum venim cu zona liberă. Pentru că partea a doua va urma și APA Service. Altă perla coroanei. Zona liberă în 2008 este preluată de municipiul Giurgiu. Este preluată, ci este cedată de către Consiliul Județean, este cedat pachetul majoritar de acțiuni. Și avem aici toată documentația. Există o hotărâre din 4 iulie 2008 în care spune: se aprobă transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu de la Consiliul Județean către municipiul Giurgiu. Capitalul social și patrimoniul Societății Comerciale Administrația va fi deținut de municipiul Giurgiu în calitate de acționar unic, care exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar al Consiliului Local. Predarea, primirea pachetului integral de acțiuni și a patrimoniului societății comerciale se va face potrivit legii prin protocol încheiat între autoritățile administrației publice locale implicate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului hotărâri. A durat aproape un an tot lucrul acesta, pentru că nu e un lucru simplu. Noi nu discutăm că dăm niște acțiuni și le renunțăm la teren. Noi discutăm de un patrimoniu. Noi discutăm de un patrimoniu material, noi discutăm de un patrimoniu care se bazează pe contracte de concesiune, pe drepturi de proprietate asupra unor contracte de concesiune, pe drepturi de administrare și lucrurile astea nu se fac peste noapte. Am venit, ne-am supărat, ne-am luat jucăriile, strâng jucăriile, dărâm castelul de nisip și mă duc acasă cu jucăriile și îmi fac eu alt castel de nisip acasă. Nu există acel lucru. Doar vă spuneam, lipsa de experiență a acestor oameni face ca să ia o decizie pripită. Și împinși politic de la spate. Asta o recunosc și o spun tot timpul. Drept urmare, astăzi am făcut, am așteptat până ni s-a comunicat că a fost votat în ședința de Consiliu acest proiect de hotărâre. Drept urmare, am făcut o adresă către instituția prefectului în care spunem că hotărârea adoptată încalcă prevederile exprese ale articolului 1, alinia 6 din legea contenciosului administrativ, republicată, potrivit cărora autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanța anularea acesteia în situația în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. Termenul de introducere a acțiunii este de un an de la aprobarea acestui lucru. Dumnealor vin să spună: domne, noi am greșit în 2008. Ne-am dat seama că am greșit, actul ăla e nelegal. Hai să-l schimbăm. Nu. Aveau termen un an de când au constatat ilegalitatea acelui act. S-a prescris de când lumea și pământul. Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, și administratorul public al județului, Răzvan Cuc, au ieșit și ei miercuri cu noi declarații. Eu vorbesc doar de ultimii 4 ani, pentru că nu mă duc mai în spate. În cei 4 ani nu s-a întâmplat absolut nimic în zona liberă, nu s-a dezvoltat absolut nimic, nu s-a depus niciun proiect european, pentru că nu aveau cum. Și vă întreb eu, unde este dezvoltarea zonei libere în cei 4 ani? Ce l-a ținut pe domnul primar să nu dezvolte această zonă liberă în cei 4 ani? Vorbește de patrimoniu. Să știți că patrimoniul nu este nici al primăriei, patrimoniul nu este nici al Consiliului Județean, patrimoniul este al unei societăți comerciale pe acțiuni, este patrimoniul zonei libere. Nu este patrimoniul nimănui. Toate contractele care sunt semnate rămân în vigoare, pentru că și acele contracte nu au fost încheiate cu Consiliul Local sau cu Consiliul Județean, au fost semnate cu administrația zonei libere.
Deci toate, fără nicio excepție, rămân în vigoare. Și aș vrea să-l întreb pe domnul Barbu dacă are cunoștință, dacă în 2008, când s-a trecut de la Consiliul Județean la Consiliul Local, s-a reziliat un contract acolo, că noi nu știm să se fie reziliat un contract. Au mers, toate contractele s-au derulat în continuare, cum este și normal de altfel. Referitor la profit, vreau să vă spun că, într-adevăr, Zona Liberă a registrat în ultimul an, în 2015, 298% profit. Dar acest profit nu este un profit neapărat real, pentru că în Zona Liberă activează în momentul de față. Au activat și pe perioada mandatului nostru și sunt convins că activează și acum foarte multe firme care sunt în insolvență, ale căror contracte nu sunt denunțate, iar Zona Liberă facturează în continuare. Toate aceste facturări care se fac către firmele respective se contabilizează ca și profit. Din păcate, Zona Liberă nu încasează și chiar dacă executăm silit acele firme, nu mai avem ce să le luăm. Executam la momentul acela. Cu atât mai mult cu cât, de fapt, nu puteam să executăm, trebuia să ne înscriem la masa credală, fiind firmele în insolvență. Și profitul, cât și aportul de capital din partea primăriei, din punctul meu de vedere, nu a existat aport și sprijinul primăriei. Nu o spun, deci a se înțelege, eu nu vreau să intru într-o dispută cu domnul primar Barbu în momentul acesta, dar trebuie să lămurim cetățenii, fiindcă dânsul a făcut niște afirmații și cred că este de bun augur să spunem oamenilor exact care este realitatea și adevărul. Liderii partidelor politice nu au stat deoparte de acest subiect. Deputatul PNL Marin Anton a acuzat conducerea PSD Giurgiu că are anumite interese în preluarea Zonei Libere, iar copreședintele ALDE Giurgiu, Toma Petcu, a făcut referire, printre altele, la trecutul Zonei Libere. Miza nu e alta decât pământul. Sunt cele 260 de hectare de pământ, care înțeleg că pe ele a pus nașul ochii și vrea să le vândă. Nici de cum. Minciunile că vezi, Doamne, vom face un parc industrial, sunt extraordinar de îngrijorați de giurgiuveni. Nu, sunt minciunii ignorate. Ceea ce pot face, ce vor să facă la Giurgiu, pot face și cu actuală zonă liberă în administrarea și proprietatea primăriei Giurgiu. Ba din contră, giurgiuvenii, dacă vă uitați, chiar au avut pe situațiile financiare. Dacă vă uitați pe situațiile financiare, giurgiuvenii, locuitorii orașului Giurgiu, au avut de câștigat. Pentru că au primit dividende din activitatea zonei libere de 3 miliarde și mai bine anul trecut. Aproape 100.000 de euro. Sunt bani care au venit la municipalitate și la locuitorii municipiului Giurgiu. Deci chiar sunt mulțumiți. Au preluat o societate în 2008 pe pierdere și astăzi au o societate cu câștig. Am fost o perioadă destul de bună reprezentantul Consiliului Local în AGA a Zonei Libere în perioada 2008-2012 și cunosc și consilier local și cunosc foarte bine tot ce s-a întâmplat în acea perioadă. Nu știu, dacă mă gândesc bine, cred că și domnul Barbu a fost la acel moment tot consilier local. Și dacă m-aș gândi la votul dumnealui, mi-aduc aminte că a votat pentru transferul zonei libere de la Consiliul Județean la Consiliul Local. Am rugămintea la dumneavoastră să verificați ceea ce spun, dar credeți-mă că știu bine ce vorbesc. Deci este foarte important să ne gândim la trecut, pentru că dacă nu facem referire la trecut, nu știm și nu privim corect lucrurile în prezent. Atunci când a fost transferată strategia de dezvoltare a zonei libere, a fost una stabilită într-adevăr în comun cu Consiliul Județean și am considerat că avem posibilitatea să o dezvoltăm mai mult această zonă liberă și să atragem mai multe fonduri. Din păcate, cu regret trebuie să spun, atunci când am preluat zona liberă era pe pierdere, avea o pierdere foarte mare, probabil cauzată și în primul rând de faptul că își pierduse doar de vreo 2 ani de zile în urmă își pierduse statutul de zonă liberă pentru că odată cu intrarea în 2007 în Uniunea Europeană, zonele libere n-au mai avut acela statut pe care l-aveau până la momentul aderării și toate acele facilități au fost pierdute și ca atare s-a stabilit că zonele libere practic erau mai mult o zonă comercială decât o zonă liberă. A beneficiat de o compensație de materială acordată de statul român destul de importantă care la momentul 2008-2009 era aproape în totalitate nerecuperată de la statul român, de la guvernul României. Prin eforturile și demersurile pe care personal, domnul primar la acea vreme, Lucian Iliescu, dar și în mod special domnul senator la acea vreme,
Vasile Mustățea l-au făcut pentru recuperarea acestor sume, s-a reușit să se aloce la rectificarea bugetară, dacă nu greșesc, din 2010, rectificările bugetare din 2010 și cea din 2011, sumele necesare ca și sprijin stabilit prin hotărârea de guvern când s-a schimbat statutul zonei libere și am reușit să mai echilibrăm zona liberă. Cel mai probabil, în cazul în care conducerea primăriei nu va ajunge la o înțelegere cu cea a Consiliului Județean, soarta zonei libere va fi decisă în justiție. Deocamdată vorbim de două tabere, una care vrea preluarea zonei libere de către Consiliul Județean și una care consideră că aceasta trebuie să rămână a municipalității.